Un bărbat din Alba a fost condamnat pentru fals în acte după ce și-a cumpărat permisul de conducere de pe Facebook cu 2000 de euro. A fost prins în momentul în care s-a dus la poliție ca să-și schimbe documentul. După ce datele au fost introduse în sistem, polițiștii și-au dat seama că documentul era un fals și-au anunțat procurorii. Colega noastră Adriana Drăghici a urmărit subiectul și ne spune mai multe chiar acum. Mângăsită tuturor în luna augusta anului 2020, bărbatul din Alba în timp ce se afla în Germania a găsit un anunț pe Facebook unde o persoană vindea permise false de conducere cu 2000 de euro. Bărbatul a trimis datele personale, o poză, dar și suma solicitată pentru a primi în schimb un permis auto. Este vorba despre un permis ce imita documentele emise de autoritățile din Marea Britanie. La doar o lună distanță după ce și-a cumpărat documentul, a mers cu el la poliție. În acte era chiar șofer de tir, însă acesta nu a avut sese niciodată un permis emis în România. Mai exact în data de 18 septembrie 2020 a mers la serviciul de permise Auto Alba, acolo unde a solicitat să-i fie schimbat permisul. După ce autoritățile au introdus datele în sistem și au dat seama că documentul era fals și au anunțat imediat procurorii. Prin urmare, acesta s-a ales cu dosar penal. La aproape patru ani de la comiterea faptei, bărbatul și-a aflat pedapsa din partea judecătoriei AIUD. Judecătorii l-au condamnat la patru luni și 20 de zile de închisoare cu amânare pentru complicitate la fals. Momentan sentința nu este una definitivă.